Cu 10 minute înainte de ședința de învestire a guvernului Câțu, premierul desemnat și-a depus mandatul. Liderul deputaților PNL Florin Roman a declarat că gestul premierului desemnat Florin Câțu de a-și depune mandatul este unul de mare responsabilitate și acesta s-a consultat cu colegii din partid înainte să facă acest pas. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat după ce Florin Câțu și-a depus mandatul de premier desemnat că este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru români. Gestul premierului desemnat i s-a părut președintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, drept o desconsiderare la adresa instituției Parlamentului și o bătaie de joc la adresa tuturor românilor. Președintele PMP, Eugen Tomac, a făcut un apel la responsabilitatea și celeritatea pentru instalarea unui guvern legitim cu puteri depline, adăugând că șeful statului ar trebui să susțină un executiv de Uniune Națională, iar PNL să se trezească la realitate. Președintele Plus, Dacian Cioloș, apreciază că PNL joacă baba oarba cu guvernul și face un joc politic irresponsabil. În ce-l privește pe președintele Klaus Iohannis, administrația prezidențială a comunicat că a luat act de această decizie și urmează să facă o declarație de presă în cursul serii.